Ce-ai fă? Ha? Lasă-mă să ghicesc, a venit cioara cu pâra, ha? Vezi dacă sunt prost? Vezi dacă sunt prost și nu l-am pus eu la punct din prima, praful pe cioara. Ia trebuie, băiatule. Deci, eu nu vreau să moară tăticul din cauza ta, ai auzit? El dacă află chestia asta, îi sare glicemiile, dă-l-ia toți dragii, mă, și-l omoară și pe Thierry și pe Rosa. Deci nu face crimă de omor, că-i păcat de la Dumnezeu, tu ai auzit? De când te pui tu bine la punct, e? De când mă pui la punct? Să stacă gura aia odată, nu te mai aud. Ai apucat să-i spui? Am eu grijă de Rosa de tâmpita asta. Îl scot eu pe magrebianul ăla din cap și să mor eu. Ce vrei tu, fac? Aia fac, numai tu să taci. Stai, fă, stai, fă, că asta nu faci că vreau eu. Că asta nu e în avantajul meu, e în avantajul tău asta. Ai înțeles? Și tu te și vorbește cu Rosa. Și zi să sară și ea cu ceva, poate ne înțelegem. Ivana, află că te culci cu Thierry. Fă! De dracului de trădătoare ce ești! Fă! Pentru ce m-ai spus lui bărbat și doar alu' stârpitura aia, fă! Ce? Pentru ce fă? Că te omor cu mâna mea! Frumos! Și fă, zi, zi! Nu te-a răbdat inima să mă vezi fericită, fă! Nu te-a răbdat! Aia, dracului! Mă, mă, răfântui, lasă-mă să zic! Zi, fă, zi, fă, zi! Că nu ești același sânge cu mine din cauza aia, fă, nenorocita, dracului! N-am zis eu nimic tâmpit-o! Te-a registrat! Cum a registrat, fă? Cine? Steven, te-a văzut de câteva ori cu Thierry și și-a dat seama că e ceva între voi, da? Ți-am zis eu că până la urmă o să afle careva. Și ce-am zis, fă? Ce-am zis, fă? Unde? Pe casetă, fă, ce-am zis? Ce casetă tâmpită? Eu nu știu, eu doar știu că i-am spus lui Steven să nu-i spună nimic lui tăticu. Dar dacă află bărbat, o să vină toată șatra peste noi. Fă, te duci, cauzi caseta și o distrugi, o arzi, înțelegi? Dar ce casetă, că te-a înregistrat cu telefon mobil? Aoleu, ce proastă! Cu celularul. Tăticu ți-a dat bărbat bun și frumos și deștept și tu umbli și alergi după cioară. Celulorul. Cine latră? Ne-a luat câine? Madame Laflamme plânge. E a lor? Ria, am văzut, zis, spus. Să faci. Nu. E suflet, văzut eu. Adu-o ceapă. Cum? Onion. Ce? Ce-ai făcut? Te bătării.
Poți să plâng, mă, Terica, mă, mă, ce mă, că aia din filme, mă, ia băgăși tu naș. Nu, nu. Hai, te rog. Nu, nu. Hai, te rog, eu frumos. Hai, băgă naș, băi. Mă, trom. Tăticule, tăticule. Tot ce s-a întâmplat? A murit flacăra! Mite-mă! Aștept foarte joc de tine! Făi, când nu mai ți-o luai o ceapă, mă, să vedem cu ce mai plâng, fă, cu castraveți? Cu castraveți plâng de fericire, mă! Tătică, am pus-o de vizionare. Ți-a plăcut de noi, mă? Ne în filme? Nu, e vorba despre stărcul de femei. A găsit trei fete care o să începe afacerea. 1.000 de euro bucata. 1.000 de euro e un... Eu... E... Zi să mă uit la tine. Zi, bă, să mă uit la tine. Uite-te la mine. Cât îmi dai? Zi 1.000 de euro. 1.000 de euro. Nu-mi torc eu capul, mă, pătru 1.000 de euro, bă. Tătricule... Ia învață-l pe ăsta, dar să ne ajungă de urmă. Dar nu e doar începutul. Că după aia o să începe să vindem angroș, o să câștigăm o groază de bani. Este doar începutul, vindem angroș după aia. Cum? Ce ai zis ăsta? Nu te-a jurat, a zis cum? Pe cum? Acum dacă vine câte una, o să vinde câte 5, câte 10 și eu unul o să le vândă mai departe și noi o să scoatem o groază de bani. Eu garantez succesul cu afacerea asta. Garantez eu. Te interesează afacerea? Pe ce, m-a auzit? Așa se vorbește, Stivene, afaceri. În gura mare te aude alții să le fură. Învață-l, bă, uite. Poate o vând pe asta. Hai, lăsa prostii la bătrânețe. Dar ce-a venit aici? Ce-a... Ca să pleci. Ce faci, frate? S-au răgut viața? Ha? Nu, mă, dar m-ai speriat cum ai intrat. Am crezut că sunt fantomele. Aha. Și fantomele vorbesc, eh? Eu știam că doar bântuie. Ce căutai? Nu căutam, mă, nimic. Nu vezi că fac curat? Ia uite, fac curat, să vezi și la noi. Păi frumos curat, aici. Fă perna ta, fă curat cu perna ta, nu cu perna mea, da? Auzi? Căutai telefonul, Iazi? Zic, căutai telefonul? Ha? Auzi, fă, eu sunt mai deștept decât mă crezi tu. Credeai că-s prost la ascund aici în casă? Asta credeai? Păi, Stivene, nu ne norocim, mă, pe Roza. Deci aia dacă se omoară... Stai așa. Zic. Te rog eu frumos, dă-mi e telefonul ăla să-l distrug, să moară copilașii mei dacă nu fac orice pentru tine, orice fac, ce vrei tu. Orice? Da. Chiar orice, orice. Orice, orice. Linge. Ce? Hai, spală pantofii. Cu limba, hai. Îi spăl, să moară copilașii mei, dar tu mă păcălești, dă-mi întâi telefonul ăla să-l nenoroce și după aia. Fă, care copilași, fă? Că nu ești în stare de nimic. De nimic nu ești în stare. Mișcă ceva pe aici, nu știu eu. Ha? Păi cum vrei să miște, dacă tu nu faci nimic? Cum vrei să miște? Mai tătești tu la mine. Pune-și mie o piedică, cu cine vrei să rămân? Cu Sfântul Duhul, cu Mihail, da. Arhanghelul. Bine așa? Da, hai, atacă-mă acum, hai. Dă-te pe aici, lasă-mă face că-s obosit. Dă-te de aici. Mă, Stivene, mă. Haide-te de aici, lasă-mă face. Nu lăsa copilașii noștri fără bunimă, că tăticul dacă auzi ceva la mă, mână... Mă, stai singură, mă, cum ai zăpăcit, te vând. Te du la târși, te vând, te ții de mână cu mă, dacă stai-o prea aceeași lucru. Du-te de aici, lasă-mă face. Păi dă viețișoara mea, că din cauza lui nebuna aia m-am nenorocit. Bă, n-auzi, nu te mai pot.
buceasca, lasă-mi pace, că nu găsesc, nu-ți dau niciun telefon. Du-te de aici, mucră, dă-i drumul. La curățenie, hai!